De o bună vreme, la cina Domnului, construim pe un teren destul de străin nouă și de aceea mi-am propus în adins ca de fiecare dată, mai ales că de la o lună la alta, dacă am fi creștin după Evanghelie și am avea cina în fiecare duminică dimineață, ne-ar fi fost mai ușor să legăm lucrurile la oaltă, dar așa sunt obligat într-un fel pentru mine, eu sunt celui tuc, să recapitulez ceea ce am vorbit în duminicile trecute, să construim un edificiu care pare neglijat de foarte multe ori. Prea mult suntem întorși spre noi înșine atunci când ne așezăm la cina Domnului, la ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Și avem dreptul să o facem, pentru că textul din 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 23 la 26, ne dă acest drept. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Dragii mei, de foarte multe ori luăm pe Dumnezeu și rupem în mintea noastră în două. Ne place îndurarea Lui, dragostea Lui, iertarea Lui, astea ne plac. Ne place mai puțin dreptatea Lui, justiția divină, și astea le neglijăm. Și eu cred că am putea face exact același lucru vestind moartea Domnului. Să luăm o parte și să lăsăm cealaltă parte. Și pentru că cealaltă parte este neglijată de obicei, de câteva luni de zile, la fiecare cină, încercăm să așezăm lucrurile uitate sau neglijate. Scriptura spune: vestiți moartea Domnului în plenitudinea ei, în toate dimensiunile ei, cu toate implicațiile ei. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Ce vestim de fapt? Am văzut că Domnul Iisus a venit în primul rând de dragul Tatălui. Tatăl a alcătuit un plan în sine însuși. Tatăl s-a întrebat, după ce planul a fost gata, cine va merge pentru noi? Fiul s-a ridicat și a zis: iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci, în primul rând, Domnul Iisus Hristos a lucrat pentru Tatăl. Nu poți vesti moartea Domnului fără să incluzi ce a făcut El pentru Tatăl. Dar apoi, dacă n-am fi fost noi, El n-ar fi murit. De aceea, în al doilea rând, Domnul Iisus a făcut pentru noi mai mult decât să vindece trupurile noastre, să ne dea pâinea de fiecare zi. El a șters păcatele noastre, a redeschis porțile împărăției, ne-a împăcat cu Tatăl. Cu alte cuvinte, noi suntem dinpreună cu Tatăl beneficiari ai jertfei Domnului Iisus Hristos. În imaginea următoare aveți un triunghi, pe Hristos de o parte, noi biserica de cealaltă și Tatăl deasupra. Observați, Hristos s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Voia Tatălui a fost mâncarea Lui de fiecare zi, nu nevoile noastre și voile noastre. Cu alte cuvinte, dacă nu înțelegi moartea Domnului Iisus Hristos cu privire la Tatăl și la ceea ce a făcut Domnul Iisus să facă pentru Tatăl, ai pierdut esența din jertfa Lui. Tot ce a făcut Domnul Iisus a făcut mai întâi pentru Tatăl, apoi pentru noi. Lăsați-mi voie să recapitulez pe scurt adevărurile pe care le-am parcurs împreună, să mai facem un pas în seara aceasta. Numai prin moartea testamentarului se putea valida testamentul. Testamentul cuprinde tot ce a promis și a pregătit Dumnezeu pentru noi. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Eu cred că atunci când vom ajunge acolo, vom sta săptămâni, luni, dar nu există nici săptămâni, nici luni în veșnicie, în care vom zice: dacă e atât de frumos pământul acesta, dragii mei, cum o fi lumea lui Dumnezeu? Cum o fi fost grădina Edenului? Și noi vom avea un cer nou și un pământ nou, cu Dumnezeu locuind în cortul Lui cu oamenii. Dar indiferent câte ar fi promis Dumnezeu, dacă un testament nu este valid,
toate promisiunile sunt goale. Imaginați-vă cât de important era ca acest testament, acest legământ să se valideze, ca să fim beneficiari, moștenitori. Petru spune că Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în cerul pentru noi. Dar există o implicație extrem de importantă, mai ales pentru zilele noastre. Dumnezeu a făcut testamentul, Dumnezeu trebuia să moară. Dacă Domnul Iisus nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, noi n-avem absolut nimica. Dragii mei, credința noastră este zadarnică, suntem încă în păcatele noastre și cerul este o poveste. Dar El este Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Și de aceea Scriptura spune, Dumnezeu era în Hristos. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, spune Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, Hristos a murit ca să dovedească dreptatea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care a zis plata păcatului este moartea, nu poate trece păcatul cu vederea. Noi păcătuim cu ușurință, zicem, Doamne iartă-mă, și avem impresia că el altă treabă n-are decât să șteargă păcatele noastre. Dragii mei, un Dumnezeu drept nu poate face lucrul acesta. Când păcatul este o realitate, moartea trebuie să fie o realitate. Și pentru că în vremea îndelungei lui răbdări a trecut păcatele cu vederea, începând cu Adam și Eva și cu toți ceilalți, cu Cain ucigașul, în loc să-l omoare, l-a alungat din fața lui. Pentru că Dumnezeu a făcut lucrul acesta, el s-a încărcat cu vinovăție. Omul pleca acasă iertat când își aducea jertfa, dar Tatăl era încărcat cu păcatele, pentru că noi împotriva lui am păcătuit, împotriva cerului, înaintea lui Dumnezeu se adună păcatele noastre. Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, a venit să justifice, într-un fel, îndelunga răbdare a Lui Dumnezeu, să spună întregului univers că Dumnezeu a avut acoperire în ceea ce a făcut. În al treilea rând, numai prin sângele Domnului Iisus a putut curăți templul ceresc. Spuneam că păcatele le facem împotriva lui Dumnezeu, Fiul risipitor. A înțeles foarte bine lucrurile. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Eu pot să vin să spui, te rog, iartă-mă, după care să uit că lucrul acela a dispărut din mintea mea, nădăjduiesc și din mintea ta, dar imaginați-vă că fiecare păcat este o aducere în existența unei realități care nu mai poate fi desfăcută în niciun fel. Este o realitate adusă în existență și trebuie cărată în domeniile lui Azazel, în domeniile păcatului. Dar păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu în templul ceresc au trebuit curățite și lucrul acesta l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la cele două corturi, cortul ceresc și cortul pământesc. Jos intrau preoții odată pe an și pentru că trebuiau să repete lucrurile acestea în fiecare an, asta spunea tuturor, păcatele nu sunt rezolvate, nu sunt șterse, templul nu este curățit. Domnul Iisus Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A intrat sau a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, nu este din universul nostru material. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși, ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Aducerea mintea păcatelor nu mai trebuie să existe din pricina jertfei lui Hristos. Dar asta ne privește pe noi. Ce-l privește pe Tatăl? Versetul 23 din Evrei, capitolul 9. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, chipurile lucrurilor sunt cortul pământesc. Îl vom vedea imediat. Este o replică a unor realități cerești în realitatea noastră pământească. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu.
atâta vreme cât păcatele tale, păcatele mele erau în templul ceresc înaintea lui Dumnezeu, nu aveam ce căuta în prezența lui, dragii mei. Dumnezeu este un foc mistuitor. Dreptatea lui nu permite niciunui păcătos să se oprească în prezența lui fără să piară. În al patrulea rând, în urma morții Domnului Iisus Hristos, diavolul și îngerii lui au fost aruncați în sfârșit afară din ceruri. Câtă bucurie în ceruri, dragii mei! Câtă bucurie! Toți îngerii trebuiau să plece capul când diavolul dădea din coate Satana și îl sfida pe Dumnezeu și îl acuza în auzul tuturor. Iov te slujește pentru că l-ai cumpărat. Nimeni de bunăvoie nu te slujește. Nimeni! Imaginați-vă ce pată pe obrazul lui Dumnezeu. Și tot cerul a trebuit să tacă. Dar în momentul în care Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și a plătit păcatele tuturor, în clipa aceea s-a declanșat războiul din ceruri și Satan a fost aruncat pe pământ împreună cu îngerii lui și în sfârșit s-a făcut liniște, sabat, odihnă în ceruri. Acum are loc judecata lumii acesteia, a spus Domnul Iisus mergând spre cruce. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Al cincilea rând, fără moartea Domnului Iisus Hristos, toate planurile extraordinare ale Tatălui, nu doar testamentul Lui cu ce ne-a promis nouă, ci planurile Lui ar fi rămas neîmplinite. Ascultați ce spune autorul epistolei către evrei. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să aduce aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetez? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Observați, din creație, noi suntem plămădiți și gândiți pentru a stăpâni lumea viitoare. Noi nu suntem pentru noroaiele acestei planete. Asta este doar un pasaj, este doar o vreme prin care noi trecem, ne pregătim pentru altceva. Am fost creați, gândiți pentru altceva. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Nu văd nici eu, nu vezi nici tu, nu vedem nici noi. Cu alte cuvinte, suntem încă în țărână, apăsați de păcate, ispitiți, cădem, ne ridicăm, suntem atinși de rău. Nu vedem că toate îi sunt supuse, dar din toate autorul ridică ochii spre omul, spre Domnul Iisus, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Planurile lui Dumnezeu se vor împlini. Și știți ce a gândit Dumnezeu? Versetul 10, se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă mulți fii la slavă, ăsta era planul lui Dumnezeu, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Toate făcute prin moartea Domnului Iisus. Prin moartea Lui, de dragul și spre onoarea Tatălui, s-a ratificat noul legământ. A fost satisfăcută și dovedită dreptatea lui, s-a curățit templul ceresc, s-au creat condițiile ca Satana să fie aruncat din cer și împărăția lui Dumnezeu a început să fie așezată pe pământ în inimile oamenilor. În urmă, spune Pavel în Corinteni, capitolul 15, versetul 24, va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile Tatălui, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere, căci trebuie ca el să împărățească până când va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege afară de cel ce a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Și am ajuns la să facem un următor pas în înțelegerea lucrării Fiului pentru Tatăl. Numai în urma morții Domnului Iisus Hristos se puteau redeschide porțile împărăției.
se puteau redeschide porțile împărăției. Recitesc versetul 10 din Evrei, capitolul 2. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă mulți fii la slavă, este vorba de Dumnezeu Tatăl, acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Tatăl avea o problemă. El însuși a închis porțile. Și câte vreme porțile nu sunt redeschise, porțile împărăției lui Dumnezeu, dragii mei, indiferent cine ar dori, nu poate intra acolo. Porțile aceia trebuiau redeschise. Uitați-vă la cortul întâlnirii. Aveți imaginea în fața voastră. Marele preot intra o dată pe an până în Sfânta Sfintelor. Și în timp ce urmăriți imaginea din fața voastră, am să citesc câteva versete din Evrei, capitolul 9. Legământul din tâi, cortul întâlnirii ține de legământul din tâi, avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un loc pământesc de închinare, un loc pământesc de închinare, făcut de mâna omului, era aici pe planeta noastră. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte era locul sfânt. Observați, cortul, am curtea, am cortul și cortul are două încăperi. Partea din față sau încăperea din față se numește locul sfânt, în care erau sveșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, sau încăperea din spate, perdeaua a doua după perdeaua a doua se afla locul prea sfânt, spune versetul 31. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, era toiagul lui Aron și erau tablele legământului. Deasupra erau heruvimii care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim cu deamănuntul despre toate aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbă intrau în partea dintâi a cortului. În fiecare zi, preotul de serviciu intra doar în prima cameră. Nu îndrăznea să intre în prezența lui Dumnezeu, să se întoarcă acasă. Dar în partea a doua intra numai marele preot, o dată pe an și nu fără sânge, pe care l-aducea pentru sine însuși, cât și pentru păcatele din neștiință ale poporului. Dar ascultați tălmăcirea acestor lucruri prin Duhul Sfânt. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Drumul în locul preasfânt nu era deschis, pe de-o parte, pentru că sângele taurilor și a țapilor nu pot șterge păcatele. Indiferent câți ani și câte secole s-ar fi repetat ritualul vechi testamental, dragii mei, legământul din tâi nu te poate duce în prezența lui Dumnezeu, te lasă în anticamera cerului, pentru că păcatele sunt înaintea lui Dumnezeu adunate și de aceea ai fi ars de viu dacă ai intra în prezența lui. Deci, pe de o parte, pentru că tot ritualul vechi testamental n-a putut rezolva păcatele, nu ne-a putut oferi desăvârșirea cerută de cugetul nostru, iar pe de altă parte, pentru că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea, care are cinstea și puterea veșnică, amin, spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 6. Aș pune câteva întrebări. În primul rând, când și cum s-a închis drumul spre casă, drumul înapoi în prezența lui Dumnezeu? Aveți imaginea perdelei din lăuntru. Oamenii și-au închipuit în fel și chip imaginea perdelei, pentru că întregul cort era țesut cu heruvimi, ca să știi că ești în prezența lui Dumnezeu, ești într-o altă dimensiune. Dar v-aș duce înapoi în Genesa să vedeți când și cum s-au închis porțile împărăției pentru omul muritor. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Știți povestea din Genesa. Era pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu a zis, din ăsta să nu mănânci, rest poți să mănânci după plăcere. Femeia a întins mâna, rupt din pom, a dat și bărbatului ei. Și de acolo a pornit totul. Dumnezeu spune, iată că omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul.
să-l împiedicăm dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, dacă și-ar înveșnici situația în care a ajuns în urma păcatului, cine l-ar mai putea ajuta? Eu cred că Dumnezeu a făcut un mare, mare bine lui Adam și Eva, alungându-i din prezența sa, de lângă pomul vieții. Cei pomul vieții, trebuie să mergem în Apocalipsa să vedem, dar nu avem seara aceasta timp pentru asta. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost luat. Nu știu cine a pictat imaginea, sunt nenumărate picturi legate de momentul acela al izgonirii din Eden, a celor doi îmbrăcați în hainele de piele, jertfa a rămas ca Dumnezeu să-și dovedească mai târziu dreptatea, arătând sângele spre Domnul Iisus Hristos. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce spre pomul vieții. O istorie întreagă, milenii la rând, omul a fost pribeac și călător pe pământ, tânjind după paradisul pierdut. Dar ori de câte ori ar fi vrut să se întoarcă în el, se lovea de porțile închise, de faptul că drumul spre casă nu era deschis. Interesant, în Evrei, în capitolul 11, Pavel definește credința în termenii aceștia. Credința este o încredere neclintită în lucrurile de dincolo de poartă. De dincolo de poartă, da. Noi stăm în fața porților închise sau stăteam în fața porților închise și Dumnezeu a pus în inima noastră credința, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Lucruri care nu se văd. Dragii mei, noi nădăjduim și credem că există o patrie cerească. Amin? Nădăjduim și credem într-o cetate care are temelii tari și al cărui meșter ziditor este Dumnezeu însuși. Nădăjduim și credem că vom ajunge în slavă ca fii ai lui Dumnezeu. Pentru puțină vreme am fost făcuți mai pe jos de îngeri, dar vremea asta va trece, e doar un lat de palmă. Și va veni vremea când vom fi ridicați la ceea ce Dumnezeu a gândit pentru noi, să stăpânim lumea viitoare. Nădăjduim și credem că vom moșteni făgăduințele. Testamentul este valid, tot ce a promis Dumnezeu va fi. Nădăjduim și credem că vom stăpâni lumea viitoare. De aceea, chiar dacă ni s-ar răpi averile aici pe pământ, avem în ceruri o bogăție, o avuție mai bună care dăinuiește. Nădăjduim și credem că în mâna lui Dumnezeu, chiar și încercările și suferințele, sunt instrumente ale sfințirii, ale pregătirii pentru slavă. Dragii mei, când știi lucrurile acestea, nu fugi de ele, cânți cântări de laudă și lași pe Domnul să hotărască. El poate zice o singură vorbă și poate rezolva problema, dar inima trebuie vindecată mai întâi. Nădăjduim și credem că călătoria noastră spre casă, Hristos poate să ne mântuiască în chip desăvârșit pe toți aceia care se apropie de Dumnezeu prin El. Nădăjduim și credem că va fi o înviere, o judecată și o dreaptă răsplătire. Nădăjduim și credem că Hristos se va arăta a doua oară ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Nădăjduim și credem că încă puțină, foarte puțină vreme. La cei mai mult mă uit în urmă, la cei mai puțin mă uit în față. Puțină, foarte puțină vreme. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Observați, porțile s-au închis din pricina păcatului și toate lucrurile pe care le nădăjduim sunt dincolo de aceste porți. Nu se văd, sunt doar nădăjduite. Întrebarea este cum s-au redeschis porțile. Ce are moartea Domnului Iisus Hristos cu redeschiderea porților împărăției lui Dumnezeu? Lăsați-mi voi să vă duc, suntem la cină, sub cruce. Oricât am vorbit despre lucrurile acestea, tot nu le-am epuizat. Versetul 45 din Matei 27. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea a fost întuneric peste toată țara. Pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Versetul 50. Iisus a strigat iarăși:
după ce a refuzat buretele cu oțet, după ce a auzit batjocuri la adresa lui, să vină Ilie să-l izbăvească. A strigat iarăși cu glas tare și a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru s-a despicat în două, de sus și până jos. Stâncile s-au despicat, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis. Evreii au zis, a bătut vântul și a lovit perdeaua. Știți ce spun oamenii care cunosc lucrurile? Dacă ai fi legat doi cai de ea și ar fi tras cu toată puterea, n-ar fi putut să o rupă. Dar nu uitați, Duhul spunea că drumul în locul, perdeaua asta, era poarta închisă spre Dumnezeu, în care nimeni nu îndrăznea să o dea deoparte. Doi au făcut-o și au azi de vii în prezența lui Dumnezeu, Nadab și Abihu. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus și până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis. Dați-mi voie să merg câteva zile mai târziu. Capitolul 20 din Ioan, versetul 19. În seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului erau, unde erau adunați ucenici, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta. Sau ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, bine ați venit acasă, luați Duh Sfânt. Dragii mei, până acum Dumnezeu era dincolo de perdea. Acum Dumnezeu a coborât în noi. Duhul este arvuna moștenirii noastre. Promisiunea aceea că într-o bună zi vom fi în prezența Lui, în prezența unor lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzut, la inima omului, nu s-au suit. Prin moartea sa, Domnul Iisus a redeschis porțile împărăției. Ascultați concluzia autorului epistolei către evrei. Astfel, dar, fraților, prin sângele lui Iisus, sânge înseamnă moarte, prin sângele lui Iisus, avem o intrare liberă în locul preasfânt, în încăperea din urmă, în sala tronului, în prezența lui Dumnezeu, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Noi atunci când frângem pâinea, ne aducem aminte de momentul acela de pe cruce când El a strigat, s-a isprăvit și perdeaua s-a rupt în două, de sus și până jos. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Asta este invitația la cină. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu o credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ne apropiem, dar nu oricum. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Ne pregătim să ne apropiem de masa Domnului. Scriptura spune, fiecare să cerceteze dar pe sine însuși, și așa se mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta. Repet textul, fiecare să cerceteze dar pe sine însuși și așa se mănânce. Nu cred că este în sală cineva care după ce s-a cercetat în lumina Scripturii, în lumina Duhului Sfânt, să poată să zică, eu sunt vrednic să mă apropii de masa Domnului. Am rezolvat toate problemele. Eu merit să întind mâna în blid. Nu cred că este cineva între noi. Dar textul spune atât. Fiecare să cerceteze, dar pe sine însuși. Dragii mei, ori de câte ori o fac, constat un singur lucru. Ce m-aș face fără moartea Domnului Iisus? Ce m-aș face dacă El n-ar fi împlinit tot ce Tatăl aștepta din partea Lui și din lucrarea Lui? Dacă lucrarea asta n-ar fi fost terminată, dacă acel s-a săvârșit, n-ar fi cuprins tot
ce trebuia să facă pentru Tatăl și pentru noi. Aș vrea să închei citind din Matei, capitolul 26, textul de la cina cea de taină, versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele legământului cel nou, sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo, și ascultați versetul 29, nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Până când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Spuneți-mi, ce a însemnat asta pentru cei din camera de sus? Suntem încă înaintea morții Domnului Iisus, încă ușile nu erau deschise, catapeteasma nu este ruptă, dar Domnul Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim, să împlinească voia Tatălui și împlinind voia Tatălui urma să deschidă porțile împărăției și acum le spune ucenicilor și ne spune nouă prin Scriptură, va veni o zi când nu vom mai sta să luăm o cată de pâine și un pic de vin și să ne amintim, să vestim moartea Domnului, ci vom celebra cu mielul lucrarea lui Dumnezeu. Îl vom slăvi pe Tatăl, bucurându-ne ca mireasă a lui Hristos, până îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui. Lucrul acesta se va întâmpla, știți de ce? Pentru că noul legământ a fost ratificat, pentru că dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută, pentru că templul ceresc a fost curățit, pentru că Satana a fost aruncat din cer, pentru că planurile Tatălui nu vor rămâne neîmplinite, pentru că porțile împărăției lui Dumnezeu au fost larg deschise. Și Domnul Iisus ne invită să ne așezăm la masă împreună cu El. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și îi voi da odihnă. Ce extraordinară invitație! Fiecare să cerceteze dar pe sine. Și dacă ești convins că fără moartea Domnului Iisus Hristos n-ai absolut nicio șansă, moartea este cheia vieții, întinde mâna în blid. Declară-L pe El, mărturisește-L pe El, Domn și Dumnezeu, spune-i că tot ce ai este moartea Lui. Dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ce incredibile cuvinte! Să știi că întinzând mâna în blid, te pregătești pentru a intra în împărăție, pentru a-L bea nou împreună cu mirele ceresc în slava Lui. Ce extraordinară provocare! Mulțumim Domnului pentru o mulțime de lucruri. Spuneți-mi, este ceva mai mare și mai important decât lucrul acesta? Toate celelalte pălesc. În bunătatea Lui, ne dă și pâine să ne săturăm, și vin să ne înveselim inima, spune psalmistul, și un de lemn să ne înfrumusețe în fața. Toate ni le dă cu bucurie. Răsărit de soare colorat și un apus și o toamnă incredibilă. Toate astea ni le dă Dumnezeu. Putea să ne facă alb-negru totul. Dar nu există, din tot ce face pentru noi, un motiv mai mare de mulțumire decât acesta. Ce-ar fi să ne ridicăm și să o facem împreună?